Aici să-mi ziceți, cum era înainte? Unde era cimitirul? Înainte aici așa toată suprafața a fost vie indigenă. Și via asta indigenă se lucra bătrânii ăștia, strămoșii noștri. Și via asta avea, aici era crama, aici avea o cramă și aici avea căsoaie de ăștia în pământ. Și cetatea unde era? Și la cetatea a fost cimitirul aici. Da? Iar cetatea a fost tot aici, pe dealurile astea au fost. Și de aici, de pe dealurile astea, acolo, v-am spus, acolo era o movilă și mai jos o movilă. Și mai sunt două movile și mai sus. Mult și mai departe. Ce țineau la movilele alea? La movilele alea era pentru foc. Îi făcea foc și când ei aveau o transmisie a lor, când dădea foc, știa ce se întâmplă ceva între tribul ăsta. Aha. Asta era. Asta respecta movilele. Am înțeles. Dar au fost două acolo și două aici, patru mobili pe teritoriul comunii Pâncești. Comunii Pâncești. Și aici unde e porumb acum? Da. Înainte ziceți că era vie. Vie. Podgorea. Podgorea a fost, dar de începând de la porumbul ăla încolo, era o ligeră de pădure, că ea dacă nu a mai fost muncită, a ieșit copaci, a ieșit sălbătășuni de astea. Și pădurea asta o tăiat-o în 92. Vă tăiți-o uh-huh. Când înființa aceea pe Și ce suprafață e cultivată cu porumb aici? Ce să vă spun eu acum, nu știu exact suprafața. Suprafața care eu când am arat-o ca mecanizator de meserie din 65, da? Și în 66 când am venit aici de am arat cu brigada, de acolo, de la drumul ăla unde scrie Horgești. Da. De acolo și până în direcție, aproape de nucul ăla, aproape de nucul acolo. Da, îl văd, da. Aproape de nucul ăla. Și orizontul ăla până la banda aceea, că s-a făcut pe urmă benz ca să nu se rupă terenul, a fost 80 de hectare de acolo, de la, în direcția Horjeștiului și până în direcția Nucului. Am înțeles. Cât vă dă subvenție? Nu mai știu nicio, că așteptăm din mulți ani și văd când mai vine. Nu vă mai vine? Nu mai vine. N-ați luat niciun ban? Anul ăsta n-am luat niciun ban. Eu cu banii ăștia aici am avut un hectar. Uitați acolo unde se vede o vie și o șuviță de porumb, tota mea. Da. Și am mai avut pe teritoriul Horgestului jumătate de hectar și încă două hectare la Petrești, e vorba de 3 hectare, 4 hectare de porumb și m-a costat 50 de milioane aproape. Să arat ce să faceți cu toate, tot. Cu toate. Și arat, subvenția cât ați luat? Și n-am luat nimic până acum. Nici anul trecut? Anul trecut niodată, mi-a dat în două trepte. Primăvară și toamnă? Da, odată, voi dat odată azi primăvară, odată în toamnă. Și cât ați luat? Nici noi nu. Numai mai matale cât ai luat? După mine, după astea, 5 hectare, am luat în jur de 12 milioane. Aha. Pe an? Pe an. 6 și 6. S-acoperi muncile. Păi nu s-acoperă. Nu s-acoperă, doamne.